Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Astăzi o să vă prezint wasabi. După cum ați mai văzut pe canalul meu, am încercat și din semințe. Semințe luate din Anglia, de undeva de la un magazin online. Sau nu, din state, scuze. De la un magazin online din state. Din păcate, acestea nu au ieșit. Doar cele de wasabi, la cele am avut probleme, pentru că din câte am înțeles se deshidratează foarte repede și își pierd capacitatea de germinație. De aceea am decis să cumpărăm plante, plântuțe mici, vii, verzi. Din păcate în România nu există niciun magazin care poate furniza nici semințe, nici plântuțe noi de wasabi, cu atât mai puțin tubercul de wasabi, rădăcini de wasabi. Cum v-am spus, am decis să cumpărăm din Anglia de data aceasta, de la magazinul Wasabi Company. Se pare că sunt destul de buni și de bine cotați pe piață pentru această specie de plantă. Coletto a făcut, cred că 4 zile sau 3 zile pe drum. Coletul a venit în bune condiții și, după cum se vede, plântuțele au ajuns fără nicio problemă. Costul lor a fost de 20 de lire, 3 plântuțe, iar transportul a fost ceva mai mult, a fost 25 de lire pentru acest colet. L-am desfăcut deja pachetelul, plantele sunt impecabil de frumoase și de viguroase. Nu sunt deshidratate, sunt foarte bine ambalate, după cum se vede, arată destul de bine. Wasabi poate produce tuberculul, rădăcina aceea, pentru consum undeva la un an, jumătate, 2 ani după plantare. De obicei se lasă mai mult pentru că trebuie să crească. Cu cât crește, magazinează substanțe nutritive și flavonoizi. După cum se vede, sunt foarte, foarte frumoase. Pentru plantare o să avem nevoie de nisip, pietriș, pământ, dar să fie un pământ fertil și un pământ nu atât de dens pentru a permite filtrarea apei, drenajul apei. Necesită un drenaj foarte bun al apei, dar necesită o udare foarte riguroasă și abundentă. Noi o să-i punem în ghivece. Ghivece din astea destul de măricele. Pe fiecare. Ideal, după cum v-am spus, ar trebui puse în pământ un nisip și pietriș. Noi avem ceva argilă, niște pietriș. O să mai facem rost de niște nisip. Ce să vă mai spun, preferă în orice cert umbra, semi-umbra și umbra. Dacă îi ținem în soare sau sunt expuși la soare, frunzele devin gălbuie și planta moare, deci trebuie să avem grijă la soare. Noi avem balconul pe nord și cu siguranță or să se simtă bine. Vom încerca să le plantăm, să le menținem sănătoase și ne auzim cu un update cu evoluția acestora. Sperăm ca într-un an jumătate, cum v-am spus, cel puțin, să producem și rădăcină de wasabi, care are un gust deosebit, nu este ceea ce mâncați în comerț, acea pastă de wasabi sau praf de wasabi, care are peste 80% hrean în compoziție și alți afunători, deci este ceva diferit. La wasabi se mănâncă și sunt foarte bune de răceală, de gripă, pentru stomac, aceste frunze,
De fapt, se mănâncă toată planta, inclusiv pețiolul, frunza și, bineînțeles, rădăcina care se mănâncă, se folosește în bucătăria japoneză pentru prepararea prepararea de sushi. Cam atât, o să-i punem și ne auzim cu un update. Toate cele bune vă doresc, dragi prieteni, să ne reauzim cu bine.